Salut! În episodul de astăzi al Fitness Academy vom analiza diferențele dintre unturile de nuci. La prima vedere, poate părea că sunt aproape toate la fel, dar nu este așa. Diferențele se regăsesc în valorile nutriționale, dar și în beneficiile individuale pe care ni le oferă untul de nuci. Dar să începem cu modul în care sunt împărțite unturile de nuci. În funcție de compoziția lor, printre unturile de bază se numără untul de arahide, untul de caju, untul de migdale, untul de alune, untul de fistic și untul de alune din mai multe tipuri de nuci. Untul poate fi împărțit în funcție de consistență, neted sau crocant. Cel neted este mai potrivit pentru gătit, iar cel crocant este mai potrivit în smoothie-uri, unde adaugă densitate și gust. O altă clasificare este în funcție de proporția de nuci și avem unturi de nuci 100%, care nu conțin aditivi și sunt cele mai benefice pentru organism, unturi cu aditiv sau fructe, care au o cantitate crescută de zahăr și pot conține sare sau ulei de palmier, și unturile proteice din nuci, care sunt o categorie specială, sunt îmbogățite cu proteine din unul sau mai multe tipuri de proteine, sunt cele mai populare în rândul sportivilor și servesc la suplimentarea proteinei și a grăsimilor sănătoase. Untul de arahide are cel mai mare conținut de proteină, 28,9 grame de proteină, untul de fistic este cel mai sărac în grăsimi, 46 de grame de proteină, și îl ajung din urmă untul de arahide și cel de caju. Haideți să discutăm câteva idei interesante despre unturile de nuci. Pentru untul de arahide, trebuie să menționăm că arahidele nu sunt nuci, ci leguminoase. Ele cresc în păstăi și nu în copaci ca nucile. Untul de arahide ajută la menținerea sau reducerea greutății, inducând senzația de sațietate. Conține de asemenea și acizi grași polinesaturați, este bogat în niacină, magneziu și vitamina A, datorită compoziției sale susține sănătatea inimii, iar sportivii îl preferă pentru conținutul său ridicat de grăsimi nesaturate. Nucile caju au mai puține grăsimi în comparație cu alte tipuri de nuci. Prin urmare, sunt benefice nu numai pentru sănătatea generală, dar acest fapt nutrițional este important și pentru sportivii care își monitorizează aportul caloric. Spre deosebire de alte unturi de nuci, nucile caju nu conțin acizi grași nesaturați omega-3. Untul de caju este o sursă bogată de magneziu, important pentru funcțiile metabolice și conține 26% din aportul zilnic de sodiu. Are mai puține grăsimi și mai puține calorii și nu conține acizi grași omega-3. Untul de migdale conține mai multe fibre, vitamine și minerale decât alunele. El conține de asemenea magneziu, fosfor, acid folic, acizi grași omega-3, conține un aport mai mare de proteine și crește senzația de sațietate. Untul de alune este bogat în grăsimi sănătoase, acid folic, potasiu, acizi grași omega-6 și omega-9, iar consumul a 60 de grame pe zi timp de 12 săptămâni ajută la reducerea factorilor de declanșare a inflamației. Untul de fistic are o proporție mare de vitamina B6. O porție de 28 de grame de fistic conține mai mult potasiu decât o jumătate de banană. 20% din greutatea fisticului este proteină, ocupând locul al doilea după migdale. De asemenea, are un conținut mai mare de aminoacizi care susțin creșterea blocurilor proteice într-o măsură mai mare decât alte tipuri de nuci. În concluzie, consumat cu moderație, aproximativ 2 linguri pe zi, untul de nuci este un aliment foarte bun din punct de vedere nutrițional, care îți va oferi energie și sațietate pentru o mare parte a zilei. Acesta a fost episodul nostru despre unturile de nuci. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și de subscribe și lăsați-ne în comentarii ce vreți să vedeți în continuare.